relativ puțin și o să-i dăbuim cât se poate de bine. În rest, de-aia sunteți consilieri, de-aia puteți, noi suntem acolo, veniți, discutăm, inclusiv, vă repet, inclusiv la compartimentul achiziției aveți acces master. Vreți să stați că fata e acolo, când să faci o stați că e acolo. Am spus-o și anul trecut și eu și domnul secretar și acum doi ani, stați acolo și urmăriți și avegheați. Cum? Doresc să-l supunem la vot? Acest vot? Mai sunt altele înainte? Dacă nu se supune la vot punctul numărul, proiectul de hotărâre numărul 1 de pe ordinea de zi, cine este pentru? Este faptul că și la buget voi avea un punct de vedere foarte bun. Și datorită, dacă votez acest ăsta, va trebui și la buget să votăm aceleași sume alocate. Și nu pot fi de acord în moment ce la Simeaiul Român trei baze sportive sunt făcute pe raza statului Simeaiul Român și la Odin nu există nimic. Alei pietonale nenumărate, iar alocarea de bani pentru piatră în jur de 1 milion de lei. Și atunci la buget o să am un punct de vedere și probabil că o să, așa cum a și spus domnul primar, o idee foarte bună, să facem comisiile reunite. Mulțumesc colegilor de la Economic că au muncit 6-7 ore acolo. Da, eu v-am spus de ce mai țin. Dar eu spun de ce mai țin. Deci nu votăm împotrivă, ne abținem doar pentru că am foarte multe nelămuriri, inclusiv cu alea pietonală, care, părerea mea, nu e o prioritate. Și la buget aș dori ca comisiile să fie reunite și să discutăm punct pe punct. Mai vreau o întrebare. Spuneți fata sportivă de la Săbin Hai, care este? Sală de sport. Dar unde este acum? Că a zis că la Săbin Hai să nu știu câteva... Balon cu teren artificial la baza podului de la piața asta. De la Sare Tras mai sunt. Sare Tras! Inclusiv la școală, bază sportivă în incinta școlii, cu 4 la momentul pe zgura aia joc. Acum 50 de ani eu jucam fotbal pe zgura aia, la 45 de ani. Deci chiar nu se face nimic în școala aia, nu? Da, ceva pentru copiii aia. Dați-mi voie să vă răspund. Adică nu se poate. M-ați discutat și celălalt conținut. Da. Puneți-vă noastră în locul meu. Ați ținut cont? Ați ținut cont și v-am și spus și în campanie, v-am spus și înainte de aia. La Udvinul va beneficia noastră de lucrări foarte mari. After school-ul va greva 70% din curtea școlii. Nu pot să fac investiții acolo, să vine tractorul să calce peste el, domnule. Vorbeam de bază sportivă, vorbeam de kilometru la asfalt care am stabilit acum 4 ani că o să asfaltăm din buget propriu și n-am asfaltat nimic. Da. Vorbim de alei pietonale care ați mutat banii acum 3 ani de la Udvin la Simeai și ați băgat anul ăsta și ați băgat... Dar ați făcut alei pietonale. Ați făcut-o, mă rog, nu discut cum e făcută. Vinoare protoare cu cap la alta, calitatea lucrării. Lasă de dorit, să știți, domnul primar. Calitatea lucrării. Și execuția lucrării lasă de dorit la sumele care am alocat în mandatul trecut. La alei pietonale, la parcări, la centrul impunat. Cine spune? Lumea de cetățenii comunii noastre. Da, lumea pe care, când se va alege, vă spun eu, când va fi viceprimar, personalul să-i dau dispoziție să meargă, să meargă cu Udvin, unde este alei pietonală cu pavaj, o să sune acolo, o să-i facă notificare pentru faptul că după ce am pus pavaj nou și tot în regulă, a venit așa, obraz un pic angros, a trecut cu 52 de tone peste el și n-are bunul simț să remedieze. Fiindcă aia este pietonală, nu este pentru camion de 52 de tone, un om de bun simț și vă repet că aia se va întâmpla,
desfăcea aia, plătea un băiat care se pricepe cu ea, compacta și o repara. Atunci când am stabilit că facem alea pietonală, am venit cu propunerea ca la aia 4 metri, în fiecare dreptul fiecărui proprietate să turnăm beton, pentru că omul nu intră cu 52 de tone, să știi. Intră cu 3 tone, intră cu 3 tone jumate și să lasă. A rămas doar la fază de discuție chestia asta. Hai să nu, a rămas doar la fază de discuție, dar să nu nimic. Dar să avem alea pietonală, să facem tot așa că omul la fabrică 3 tone jumate, o mașină de vreme în curte. Nu, eu mă garantez că la 3-5 tone nu se lasă. Fiindcă jos este... Dar nu 52 de tone, că nu va veni tirul în curte. La propoarele de lupi. Dacă vreți, mergem acum la tot consiliul. Ei, eu ce care de trei locuri, nu știu unde a intrat cifra. Și domnule, eu trebuie să-mi fac. Păi da, dar domnul proprietar va repara pe domeniul public, fiindcă el și-a investit acolo și își face casă în curte. Există punct. Și mai este un lucru, de bun simplu vorba lui domnul secretar. Dacă avem puțin și vrem să protejăm investițiile care le-am făcut noi, cu bani puși aici, închiriam și o pompă și dădeam peste de stradă de acolo, peste proprietate și, și puneau exact acolo. Dar de ce să mai plătim când putem să discutem pe toarul să nu reparăm? Și atunci, bă, mai bine era poate cărămizi de alea cele ați avut în zonă anumiți oameni cu mocirlă. Și acum noi nu-i frumos să o făcut. Dar distrugem și nu punem mâna să reparăm. Domnul Mini, asta mă deranjează, să știți. Nu? Asta e generația, să lasă Mihai. Și nu numai pe unul. Bun, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnici pentru proiectul achiziție bunului excavator pentru dotarea primăriei Comunei Sfânt Mihai Român. Domnul secretar? A fost ridicat de mai multe ori proiectul pentru achiziționarea bunului excavatorului în SICAP. Lista am aflat și noi că nu se mai fabrică motoare cu stage care erau la momentul respectiv. Stage reprezentând norma de poluare, stage 4, 5, eu știu, 3. Și societățile comerciale care au putut să participe, conform caietului de sarcini, aveau posibilitatea să vină cu ofertă la utilaje cu motoare între 2,7 și 3,4 mii de centimetri cubi și cu normă de poluare stage 2 sau 3, cred, la momentul la care a fost făcut acest proiect. Între timp, legislația s-a schimbat, producătorii de utilaje nu mai fabrică motoare mai mari de 2000 de centimetri cubi, chiar pe cuburi mari, cu această normă de poluare care ne este și impusă stage, nu știu, cred că 5, fel de euro 6, asta, ceva de genul dintre protecție, că producțiile astea tehnice foarte bine. Consultantul mi-a modificat această chestie și asta e ceea ce mi-a zis să aprobăm noi domnul Bințu poate ne numește mai bine că a putut așa ceva. Da, este un lucru întâlnit destul de des la licitații, pe utilaje. Normele se modifică de la an la an și... Ținând cont că pe fond sau la limitate se amână foarte mult până la achiziție, se întâmplă foarte des de grupul de clarificări. Ca și bani? Dacă am așteptat un pic, vă dau un preț estimativ. La ce? La fundul lor. Haideți să ne intrăm în detalii, fiindcă noi strict suntem HPD-ul pentru asta. Fiindcă la Buldor și noi ne-am dorit, că noi dacă ne doream un central la Sina și el aveam un an de zile. Deci nu avea sens să luăm așa ceva. Eu sunt primărie care a cumpărat Buldor 2, eu venit acolo, dă la cheie, nu pune și electromotorul stricat. Mai stă o săptămână, începe să curgă uleiul din spate, de la hidraulic, ori băga bani, dar, domne, noi suntem mulțumiți. Ei, eu nu sunt mulțumit. Acum am câștigat proiect de 100.000 de euro, hai să vă avem 10 ani să punem mâna. Cred că sunteți acolo. O fi de cafe, o fi catedrilat, o fi eu. În cel mai rău caz, să fie, să zicem, un case. Dar nu ei, eu știu ce, hai să fim serioși. Nu. Mai stăm, șase, nu știu, ca. Cred că sunteți de acord cu specialiști.
Deci asta e raționamentul nostru. Alte întrebări? Cine este pentru? Da, 15 pentru, a venit și domnul Sorcu.